care va trebui, consider eu cel puțin din punct de vedere uman, să-l luați în considerare. Nu o să repet ce au spus colegii mei din opoziție, consilieri sau la primăria sectorului 3 sau doamna consilier de la capitală, pentru că mi se pare că au dreptate și există grave probleme acolo, pornind de la buget, de la proiect tehnic, de la legalitatea organizării de șantier, dar am să subliniez un fapt foarte grav care se întâmplă acolo. Parcul este deschis circulației cetățenilor. Acolo, odată la 5-7 minute, trei camioane de tonaj mare intră pe aceeași poartă pe care intră copiii, mă rog, cu părinții, copilașii mai mari intră și singuri copiii din zonă. Este un pericol extraordinar de mare pentru siguranța cetățenilor și mai ales a copiilor. Drumul, aleea de la intrarea în parc până la șantier este străjuit de diverse țevi, furtunuri, materiale de construcție aruncate în neștire acolo. Am filmat și aici nu pot să fiu contrazisă pentru că imaginile nu pot fi contrazise. Așa numita intrare în șantier este de fapt o ruptură în gard. Deci, domnul Negoiță, lăsând la o parte problemele de legalitate, lăsând la o parte banii cetățenilor din sectorul 3, spațiul verde din sectorul 3, este un mare pericol acolo. Și vreau să vă atrag atenția asupra unui fapt care a fost specificat și s-a scris despre el și în presă acum an bun de zile. Pentru că este vorba de un membru al familiei mele. Am avut un verișor în vârstă de 6 ani care avea pe strada lui un șantier nesecurizat. A văzut acolo un morman de nisip și a crezut că se poate duce cu jucăriile la nisip. S-a dus cu jucăriile la nisip și a venit o basculantă plină cu nisip și a vărsat nisip peste el pentru că acel șantier nu era securizat. A fost găsit îngropat în nisip lângă jucării. Există posibilitatea reală ca o astfel de tragedie să se întâmple acolo la Parcul Pantelimon. Dacă eu nu mă duceam după cei doi paznici care erau acolo într-o gheretă, ei nu m-ar fi văzut nici pe mine ca adult și pe colegii mei cu care eram acolo. Am fi putut să intrăm fără nicio opreliște în acel șantier. Deci vă rog eu mult, domnul primar, mergeți acolo. Dacă doriți, mergem acum împreună. Ne suim în mașină și mergem împreună acolo. Și sunați dumneavoastră ce instituție considerați de cuvință să vină și să securizeze intrarea în acel șantier. V-am spus, aceste lucruri deja depășesc orice limită de legalitate. Nu mai vorbim de bani, de spațiu verde, de pomi îngropați. Vorbim de viața copiilor noștri. Iar acest lucru chiar trebuie să vă responsabilizeze, domnul primar. Pentru că acolo se poate intra liber într-un șantier. Nu mai vorbesc de faptul că marginea lacului este ruptă, acolo poate să alunece și copii și câini și oameni maturi. Nu mai vorbesc de faptul că încă sunt în folosință locuri de joacă unde utilajele, leagănele sunt rupte, unde tartanul de pe jos este îndoit sau smuls. Deci, eu înțeleg că sunt probleme. Presupunem că acel șantier ar avea toate proiectele, ar fi cu bugetul la zi, ar avea aprobare de la Primăria Municipiului București, pentru că acel parc Pantelimon este în patrimoniul Primăriei Capitale. Presupunem că există toate lucrurile astea în regulă. Haideți să ne ocupăm de viața cetățenilor din sectorul 3. Haideți să vedem pe unde ar trebui să intre acele camioane ca să nu interfereze cu cetățenii care se duc în parc acolo. Aceasta este marea mea rugăminte și vă solicit și sunt dispusă chiar în momentul acesta să merg împreună cu dumneavoastră acolo și dumneavoastră să hotărâți pe cine sunați, ce instituție apelați de la fața locului ca să punem în siguranță cetățenii din sectorul 3 față de tragediile care ar putea să se întâmple acolo. Mulțumesc!